Bun găsit, sunt Cătălin Gorea și vă invit la o nouă ediție a Dosarelor X. Record de viteză pe o șosea din sudul țării. Un tânăr a decis să-și testeze Mercedes-ul într-un sat din autonomia găgăuză și a apăsat pe accelerator cât a putut de tare. Astfel atunci când l-au zărit inspectorii de patrulare. Mașina efectiv zbura cu 208 km pe oră. Șoferul de 22 de ani s-a aventurat cu Mercedes-ul prin localitatea Sfetlei, o suburbie a Comratului. Inspectorii de patrulare l-au vânat minute bune și au rămas înmărmuriți când au văzut ce arată radarul. Vitezomanul a fost tras pe dreapta pentru depășirea limitei de viteză. În comunicatul poliției nu este menționat ce pedeapsă riscă tânărul și nici dacă acestuia i-a fost ridicat sau nu permisul de conducere. A încercat să ducă de nas polițiștii de frontieră și vameșii, însă tentativa a eșuat. Un bărbat din Israel a fost prins pe aeroportul internațional Chișinău cu 15 monede din aur, pe care a evitat să le declare. Incidentul a avut loc aseară când acesta urma să ia cursa Chișinău-Tel Aviv. Bărbatul a selectat culoarul verde și a comunicat că nu are nimic de declarat. Totuși a fost supus unor verificări. În bagajul de mână al pasagerului au fost depistate 15 monede din metal, de culoare aurie, cu greutate totală de 128 de grame. Individul nu a spus de unde a făcut rost de ele. Bunurile au fost ridicate și ar putea fi confiscate, iar bărbatul se aleagă cu o amendă contravențională. Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi rămâne încarcerat în penitenciarul numărul 13. Curtea de apel Chișinău a respins recursul avocaților și a menținut decizia judecătoriei Chișinău cu sediul la Ciocana. Andronachi a lipsit de la ședință, delegându-și pentru asta apărătorul, care ne-a declarat că fostul democrat a refuzat să vină, însă nu a spus și care este motivul. Colegiul penal al Curții de apel Chișinău, căzând pe vederea articolului 312.5 Codul de procedură penală, decide respinge ca nefrontat recursul declarat de avocatul Moșneaga Vladimir în numele învinuitului Andronache Vladimir, menține încheierea jurării Chișinău și Ciocana din 21.9.2021. Decizia este revocabilă, colegiul. Ceea ce înseamnă că cel puțin pentru 30 de zile, Vladimir Andronachi își continuă șederea în penitenciarul numărul 13, unde a fost plasat după ce a fost adus acasă din Ucraina. La amiază la Curtea de Apel Chișinău, Andronachi era așteptat de o mulțime de jurnaliști, însă fostul democrat nu a binevoit să-și facă apariția pe banca acuzaților. Nu vă pot spune motivul de ce nu a participat. În primul rând, pot să vă explic că ședințele în Curtea de Apel, ele se fac doar în regim de teleconferință, respectiv, era poate și o alegere din partea dumnealui. El a participat prin teleconferință? Nu a participat, în general. Dumnealui acuză careva probleme, condiții? Nu. Mai mult decât atât, apărătorul controversatului om de afaceri susține că Andronachi pledează nevinovat pe toate capetele de acuzare. Pentru presă și pentru public anunțăm în continuare că clientul meu se declară nevinovat și nu recunoaște toate învinuirile care au fost aduse la cunoștința sa. I s-a propus o singură dată să fie audiat, deci asta a fost chiar în acea zi când a fost reținut de către organele de drept din Republica Moldova și respectiv imediat după ce a fost răpit și transmis încoace pe teritoriul statului nostru, evident fiind sau aflându-se la acel moment în stare de șoc, în stare de stres, la acel moment dumnealui a refuzat să dea careva declarații. Ulterior sau mai multe careva propuneri de a fi audiat nu i s-au făcut. Vladimir Andronachi a ajuns pe mâna autorităților din Republica Moldova pe 2 noiembrie, după ce a fost predat de către serviciile de securitate ucrainene, care l-au declarat persoana indezirabilă și l-au expulzat din țară. Despre aceasta a anunțat șefa Procuraturii Anticorupție într-un briefing de presă. Andronachi este bănuit de spălare de bani în dosarul Metal Feroz. În luna septembrie 2021, procurorii anticorupție au descins cu percheziții acasă la fostul democrat. Acțiunile au avut loc în cadrul dosarului fraudei bancare, în care Andronachi este cercetat penal. Atunci, într-un mesaj expediat în adresa redacției, fostul deputat democrat a declarat că citația de primire a ordonanței i-a fost înmânată soției sale. Andronachi a precizat pentru TV8 că ar fi fost pus sub învinuire la comandă politică. Fostul democrat este unul dintre cei mai controversați politicieni. A fugit din Republica Moldova imediat după alegerile parlamentare câștigate de cei care au declarat război corupției, în aceeași perioadă cu Veceaslav Platon și Gheorghe Cavcaliuc.
Tot astăzi, la Curtea de Apel Chișinău, a fost fixată ședința în cazul fostului director de la Calea Ferată, Iurie Topală. Magistrații urmau să examineze contestația la măsura arestului preventiv aplicată în lipsa lui Topală, depusă de avocații săi. Deși insistă să le libereze din penitenciar, apărătorii lui Topală nu au benevoit să se prezinte în fața instanței. Așa că după a patra tentativă de examinare eșuată, instanța de apel a dispus ca la următoarea ședință Topală să fie apărat de un avocat din oficiu. Magistrații de la apel au decis să amâne ședința pentru ziua de luni cu delegarea unui avocat din oficiu, după a patra tentativă de a examina contestația. Și asta deoarece apărătorii lui Topală, cei care au depus sesizarea, nu s-au prezentat la nicio ședință. Topală a fost audiat, ce a declarat? A fost audiat, ce a declarat, nu pot comunica, de când este confidențial. Își recunoaște vina? Nu. Nu recunoaște. Și nu colaborează. Nu, și rezervează dreptul de a-și prezenta poziția sa. Deci, procurora de caz însă dă asigurări că dispune de probe suficiente pentru a-i demonstra vinovăția. În cazul în care persoana care acum se bucură de prezumție de nevinovăție va fi găsită vinovată, infracțiunea, sancțiunea articolului respectiv prevede o pedeapsă cu închisoare de la 3-7. Dispuneți de suficiente probe? Programul de urmări penal este încrezut în probe. Fostul director al întreprinderii de stat Calea Ferată din Moldova, Iurie Topală, a fost adus în Republica Moldova în seara zilei de 3 noiembrie. Asta după ce autoritățile belgiene au acceptat extradarea lui Iurie Topală, anunțată în căutare internațională din 2021, la solicitarea Inspectoratului de Poliție Centru și PC Cox, cu scop de arest și extradare pe canalele Interpol. Cum comentați acuzațiile procurorilor? Nu comentez și nu recunosc vina. Nu recunosc? Vă recunoașteți vina? Am spus. De pe aeroportul internațional Chișinău, acesta a declarat că este nevinovat și a refuzat să comenteze acuzațiile procurorilor. Iurie Topală este cercetat penal pentru corupere activă, delapidarea averii străine, abuz de serviciu și fraudă. Incident pe trotuar în capitală, o fată de 13 ani a fost lovită de un biciclist care imediat după impact a plecat de la fața locului. Momentul a fost surprins însă de o cameră de supraveghere din zonă. Din imagini se vede că după ce biciclistul lovește fata, ambii cad la pământ. În scurt timp însă băiatul se ridică, urcă pe bicicletă și își continuă drumul. Ulterior, medicii au stabilit că fata s-a ales cu o fractură a claviculei. În urma investigațiilor, poliția a stabilit că făptașul este un băiat de 14 ani. Pentru cele întâmplate, părinții băiatului urmează a fi sancționați cu o amendă de până la 750 de lei sau până la 25 de ore, muncă neremunerată în folosul comunității. Atât pentru rubrica de astăzi. O seară fără incidente vă doresc.